Astăzi o să verificăm modul în care s-au prins altoii noștri de păr. Am altoit în urmă cu 3-4 săptămâni, nu mai știu exact, am altoit mai multe soiuri de păr, atât pe portaltoi de păr franc, cât și pe portaltoi de gutuia 2. Și astăzi o să verificăm starea acestora, să vedem dacă într-adevăr s-au prins. Ia uitați cum se observă. Aceasta este toată zona de calus formată pe mugure. Ia uitați ce mugure frumos avem. Da? Este și verde. Asta indică faptul că este prins 100%. Haideți să vedem și aici. De obicei altoiesc câte 2 ochi, să fiu sigur de prinderea acestora. Să mai e un portaltoi care mă deranjează. Ia uitați-l și pe acesta cât de frumos este prins. Ia uite. Acum avem două posibilități. După ce îl verificăm și vedem starea de prindere, în principal eu mai las banda până în primăvară, dar o las strict superficial, nu o să-l mai ștrangulez, deoarece, dacă observăm, s-a format calusul peste și automat, în primăvară, o să venim să recepăm portaltoiul deasupra altoiului. Haideți să vedem și pe un păr franc cum se prezintă. Deja avem calus. Asta pare ca moscat. Vedeți? Asta a ieșuat. Asta nu s-a prins deloc. Ia, să-l verificăm și pe celălalt. Pentru siguranță, întotdeauna punem câte 2. Ia uitați-l, ceea ce spuneam, dacă unul nu s-a prins, celălalt este prins. Deja se cunoaște zona de cambiu, cum s-a cicatrizat, mugurele sunt în perfectă stare și acesta o să fie apt pentru a porni în vegetație anul viitor. Pentru că m-ați întrebat cum înmulțesc eu pomii, să știți că în fiecare an îmi pun la sticle tăiate, la ghivece, la ce am pe aici prin curte, îmi pun diferiți portaltoi, îi las să crească, iar în vegetație, în luna august, încep întotdeauna procesul de altoire. Pe unde mă duc și găsesc câte un soi care într-adevăr îmi place cu adevărat, iau o ramură pe care o să o multiplic întotdeauna în grădina mea. Tehnica de altoire o găsiți pe pagina mea de YouTube. Avem diferite metode, în cap de altoire, în oi crescând, în oi dormind, în funcție de perioadele în care au fost efectuate. Iar cu evoluția acestor portaltoi și evoluția pentru primăvara anului viitor, voi posta la momentul oportun, voi posta clipul în care o să vedeți cu exactitate și modul în care voi face receparea portaltoiului, dar și cum influențăm creșterea mugurilor dorminți în acest stadiu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe clopoțel și să vă abonați la acest canal. O zi bună vă doresc!